Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Nostradamus a făcut previziuni nu tocmai plăcute pentru anul 2022. Profeții îngrijorătoare sunt și de la Baba Vanga. Haideți să vedem! Nostradamus are cele mai sumbre previziuni pentru 2022, printre care un război între cele mai puternice state. Ce se întâmplă cu economia? Ce se întâmplă cu pandemia? Și unde lovesc cele mai sumbre războaie? Sunt mulți cei care așteaptă cu nerăbdare anul 2022, deoarece consideră că nu poate fi mai rău decât în 2021. Mai puțini entuziaști însă vor fi oamenii care au încredere în predicțiile lui Nostradamus. Acesta este un astrolog renumit și savant al universului ezoteric al secolului al XVI-lea. Acest profet este renumit pentru artele sale de previziune, capabil să citească viitorul. De-a lungul anilor, atât Nostradamus cât și Baba Vanga au făcut multe predicții interpretate de experți care par să se fie adeverit, inclusiv ceva apropiat de pandemie. Considerați cei mai excepționali ghicitori din istorie, Nostradamus și Baba Vanga au făcut predicții precise și pentru anul 2022. Pentru cei care nu-i cunosc sau pentru cei care doar își amintesc că le-au auzit numele, dar nu știu exact cine sunt, iată o scurtă prezentare generală despre Nostradamus și Baba Vanga. Nostradamus este un astrolog foarte renumit și savant al universului ezoteric al secolului al XVI-lea. Cunoscut pentru artele sale de previziune, capabil să citească viitorul. De-a lungul anilor, Nostradamus a făcut multe predicții interpretate de experți care par să se fi împlinit, inclusiv pandemia. Baba Vanga este o clarvăzătoare bulgară din 1900, renumită în toată lumea și ea își datorează notorietatea predicțiilor sale impresionante. Potrivit miturilor, această ghicitoare a prezis atacul terorist din 11 septembrie și venirea la putere a președintelui Donald Trump. Ambii clarvăzători au făcut unele predicții și pentru anul 2022, iar acestea nu sunt prognoze foarte liniștitoare. Catastrofe reale și schimbări cruciale se pare că ne vor afecta. Din punct de vedere istoric, profețiile au modelat istoria civilizațiilor noastre, cei mai renumiți fiind cei doi profeți, prin excelență, Nostradamus și Baba Vanga. Michel de Notre-Dame este numele real al lui Nostradamus, astrologul francez născut în secolul al XVI-lea. În vremea sa, aristocrații au concurat pentru el. Era un farmacist de prestigiu și, de asemenea, un consilier priceput. Regina Catherine de Medici, soția regelui Henric al II-lea, a obținut privilegiul de a se bucura de serviciile sale ani de zile. Nostradamus a scris o carte, Profețiile, o colecție a celor mai importante previziuni ale sale pentru viitor. Vanghelina Pandeva Dimitrova, cunoscută mai mult sub numele de Nostradamus din Balcani sau Baba Vanga, a fost și ea o clarvăzătoare dintr-o eră mult mai recentă. Văzătoarea a prevăzut scufundarea submarinului Kursk în 2000, atacurile din 11 septembrie și tsunamiul din 2004. Decedată în anul 1996, Baba Vanga a făcut predicții până în anul 2022. Dintre toți profeții istorici, Baba Vanga și Nostradamus sunt cei mai perspicace și corecți, iar predicțiile lor sunt rodul viziunii, prin urmare bazat pe mituri și credințe, stabilirea veridicității acestor fapte fiind așadar discutabilă. În orice caz, prognozele făcute de aceștia se referă și la anul 2022, așa cum spuneam, an pentru care ambii profeți au prezis o serie de evenimente terifiante și îngrozitoare. Astfel, predicțiile lui Nostradamus pentru anul viitor trezesc un interes major nu numai în rândul oamenilor de știință și cercetătorilor, ci și în rândul oamenilor obișnuiți. În timpul vieții sale, multe dintre profețiile lui s-au adeverit. Și în lucrările sale, Nostradamus a subliniat în formă criptată evenimente care vor avea loc probabil în lume în mulți ani de aici înainte.
Conform lui Nostradamus, până în anul 2022, se va dezvolta o situație care provoacă un conflict armat în arena geopolitică a lumii, iar mai multe state pot fi atrase în acest război. În același timp, profetul susține că perioada 2022-2041 este ultima din istorie când izbucnirea războiului este posibilă. Totodată, relațiile vor crește din cauza fluxului mare de musulmani care vor inunda lumea veche. În momentul în care numărul lor se apropie de un nivel critic, vor începe să-și dicteze propriile reguli, în urma cărora poate apărea un conflict armat. Va fi posibil să-l localizăm. Fluxul de emigranți din țările din Est va fi oprit de guvernul francez. Alte previziuni făcute de Nostradamus arată că doar două țări foarte puternice, mai exact India și China, vor putea ieși victorioase dintr-un conflict armat major. Războiul va începe din cauza rivalității dintre cele două state, Statele Unite și China. Dar oamenii vor muri nu numai în război, va apărea un virus necunoscut până acum, din care nu va exista mântuire. Profetul francez a făcut multe preziceri despre Est și China. Unele dintre tratatele sale spun că în 2022, China va dobândi statutul de superputere și de acolo, din Est, vor veni în lume noi politicieni ambițioși, tirani, care vor subjuga aproape toate statele. Potrivit renumitului profet Nostradamus, în 2022 starea economiei globale se va stabiliza. Cel puțin, așa interpretează experții ca trenele clar văzătorului. Însă, în ciuda fluxului de emigranți din alte țări, mai multe state își vor putea consolida poziția economică pe piața mondială. Însă, sunt și previziuni ale lui Nostradamus înspăimântătoare: războaie, soldați cu cipuri și un cutremur devastator. Mulți oameni vor începe să stăpânească noi tipuri de câștiguri. Judecând după previziunile francezului, artizanii și oamenii care lucrează pe teren vor fi solicitați în 2022. Baba Vanga, la rândul ei, a prezis un atac asupra președintelui rus, Vladimir Putin, în acest an care vine. Țarul Rusiei nu va putea dormi liniștit până când anul 2022 nu se va sfârși. Baba Vanga a vorbit și despre căderea unui meteorit. De altfel, ambii profeți au estimat coliziunea cu Pământul a unui mare meteorit. Baba Vanga a vorbit și ea despre o criză economică. Așa cum am văzut, Nostradamus ar fi prezis o criză economică gravă, comparabilă cu cea trăită de Statele Unite în 2008. În profeția sa, el a precizat că țările care au dolarul ca monedă vor fi cele mai afectate de această criză. Cucerirea lunii. Nostradamus și Baba Vanga au vorbit despre o expediție pe lună de către cele mai puternice țări. O expediție care ar avea scopul de a da viață acestui satelit. Cei doi au vorbit și despre schimbarea climei. Baba Vanga și Nostradamus au prezis schimbări climatice devastatoare în 2022. Încălzirea globală va reprezenta o amenințare imensă pentru floră și faună. Clarvăzătorii au prevăzut și un cutremur și tsunami. Nostradamus ar fi prezis un cutremur devastator pentru California și Mexic. Baba Vanga, pe de altă parte, ar fi prezis un tsunami în Asia, cu consecințe dramatice pentru India, Pakistan, China și Japonia. În ceea ce privește un al treilea război mondial, potrivit ambilor profeți, 2022 va deschide cortina unui scenariu de conflicte economice mondiale. Mai multe țări vor începe un război fără precedent. Și acest război va îngrena o armă nefolosită până acum, inteligența artificială. Potrivit profeților, sănătatea lui Donald Trump este în declin. Cei doi au vorbit despre o boală misterioasă pentru fostul președinte american Donald Trump, cu consecințe grave pentru urechea și creierul său. Va avea loc și o schimbare la Casa Regală din Marea Britanie.
Potrivit prognozelor, regina Elisabeta a II-a își va pierde viața și va lăsa tronul fiului ei Charles. De asemenea, se prevede o rebeliune în Coreea de Nord. Conform previziunilor ambilor profeți, populația nord-coreeană se va ridica împotriva liderului Kim Jong-un, iar această insurecție va fi susținută de Rusia. În concluzie, prieteni, viitorul pare înfricoșător, cu atât mai mult cu cât și evenimentele de anul acesta ar fi fost menționate de Nostradamus. Dar iată și alte profeții făcute de acest clar văzător. 2022 apar conflicte armate între multe țări. Vor dura chiar până în anul 2041. România va fi cucerită de Rusia. 2023, un val imens de dezastre naturale posibil să lovească planeta. Nostradamus spune că cea mai mare parte a Angliei va fi inundată. Tot din cauza inundațiilor, va suferi și coasta de sud a Americii de Sud. Va izbucni foametea la nivel mondial. 2024. Omul va crea accidente teribile în Europa și America. 2025. Se schimbă ordinea mondială. Mai greu de crezut, dar se presupune că Belarus și Ucraina vor deveni centrul comerțului european. 2027, India sau China vor avea un nou dictator tiran. 2028, omul va ajunge pentru prima dată pe planeta Venus. În 2038 începe al treilea război mondial. 2045, omul ajunge pe Marte pentru prima dată în istoria lumii. În 2060, încep să se folosească armele nucleare. 2068, Nostradamus prezice că omul va face cunoștință cu o nouă formă de minte. Tot în acest an se va efectua cea mai mare expediție spațială, dar majoritatea astronauților care vor participa vor muri. În 2084 va apărea un nou sistem de învățământ care combină disciplinele științifice cu arta. 2087-2098 sunt ani în care oamenii vor fi supuși sindromului bătrâneții premature instantanee. În 2090, Pământul va fi condus de un despot. În 2104 începe era matriarhatului. În 2115, cyborgi pentru zboruri spațiale și pentru protejarea față de invazia civilizației extraterestre. În 2150 se creează un corp ceresc artificial. În 2167 apare o altă religie. În 2170 oamenii migrează masiv spre alte lumi și se dezvoltă viața și pe alte planete din univers. În 2196 apare o altă rasă de oameni. În 2260 va fi secetă pe Pământ din cauza unei comete care își schimbă orbita și se apropie de noi. În 2280 oamenii călătoresc în timp, utilizând energia găurilor negre. În 2292 se schimbă echilibrul gravitațional al Pământului din cauza unei catastrofe la care este supus Soarele. 2350, dezvoltarea unei specii de animale inteligente. 2410, teleportare pe distanță lungă. 2485, Soarele dispare, iar omenirea e privată de lumina lui pentru foarte mult timp. În 2713, majoritatea oamenilor migrează spre alte planete. Iar în 3005, Soarele renaște, dar vor începe și conflicte militare interplanetare. Departe până atunci, însă, pe lângă previziunile celor doi renumiți clarvăzători, și numerologii spun că anul 2022 are o semnificație aparte în numerologie. Și, potrivit specialiștilor care fac previziuni, am putea să resimțim primele efecte ale acestuia încă de pe acum. Numerologul Josh Siegel a explicat ce semnificație are anul 2022 și care sunt primele previziuni.
Anul 2020 a fost unul ce a stat sub semnul marilor provocări. Și o mare parte din energia acestuia a fost resimțită și în 2021. Acum, specialiștii explică ce semnificație are anul 2022 în numerologie și la ce ar trebui să ne așteptăm dacă e să ne luăm după previziuni. Josh Siegel este un numerolog cunoscut care a analizat atent anul viitor și a făcut o serie de previziuni. Acesta a dezvăluit la ce ar trebui să ne așteptăm în următorul an. Așa cum spuneam, anul 2020 a fost unul marcat de pandemie și de tot felul de provocări. Oameni din întreaga lume au fost nevoiți să-și schimbe stilul de viață sau să iasă din zona de confort. În 2021 încă am resimțit, potrivit numerologilor, energia trecutului. Totuși, specialiștii care fac previziuni pentru 2022 au dezvăluit faptul că ar trebui să ne așteptăm să resimțim energia anului viitor încă de la sfârșitul acestui an. Se consideră în numerologie faptul că un an calendaristic trebuie analizat pe două secvențe. Primele două cifre, care poartă aceeași energie pe toată durata secolului, și ultimele două cifre care aduc partea de noutate. Astfel, dacă e să analizăm ce semnificație are anul 2022, atunci lucrurile stau în felul următor. 20, potrivit numerologilor, poartă o energie de opoziție și arată lupta pe care o duc două forțe pentru a găsi un punct comun de armonie. Potrivit lui Josh Siegel, acest lucru s-a resimțit mai ales în 2020, când am avut parte de pandemie, probleme de natură rasială, alegeri prezidențiale controversate și multe altele. Potrivit numerologului, chiar dacă avem în continuare energia lui 20 și în anul 2021, sfârșitul acestui an vine cu șanse mai mari ca oamenii să aibă parte și de perioade mai liniștite. În ultimele luni vom simți că găsim mai ușor soluții la diferitele noastre dileme ori probleme. Afacerile vor merge mai bine și nu vom mai simți la fel de des faptul că suntem la limită. Este și momentul în care oamenii se vor confrunta cu provocarea de a alege informațiile așa cum trebuie și de a lua decizii asumat. Dar ce previziuni există pentru anul 2022 potrivit numerologiei? Numerologul Josh Siegel este de părere că am început să resimțim energia anului 2022 încă din luna octombrie a acestui an. Potrivit lui Josh Siegel, numărul 22 este simbol pentru ideea de fundație. Așadar, începând cu anul următor, atenția multora va fi îndreptată către ideea de a construi sau de a reveni la viața de dinainte de pandemie și de evenimentele din ultimii ani. Este important, potrivit previziunilor numerologului pentru anul 2022, să găsim echilibrul atât în plan profesional, cât și în plan sentimental. Chiar dacă va fi nevoie de efort mai mare pentru a ajunge la anumite realizări, norocul pare să surâdă multora. Echilibrul, în special în muncă și relații, este o temă importantă. Ar putea fi nevoie de un efort mai mare anul viitor pentru a nu fi tras într-o direcție sau alta. Energia lui 22 poate fi puternică atunci când vine vorba de evenimente legate de muncă. Așadar, oamenii care gândesc măreț și sunt dispuși să se dedice idealului lor ar putea avea succes și creștere în acest domeniu. În concluzie, prieteni, dincolo de previziunile sumbre făcute de Nostradamus și Baba Vanga, cuvântul de ordine pentru 2022 este echilibrul. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi. Aștept comentariile voastre și nu uitați, dacă v-a plăcut, să dați like și share. Până data viitoare, numai bine, dragi prieteni! Pe curând!